Dar nici o bere nu e rea. Că nu-i păcat să bei o bere. Să te oprești la o bere. Bine, acum o să-i spui, păi da, o bere, dar tu voi că nu bei numai una. Nu? Păi da, dar tot o bere se numește, că nu pot să beau din două odată. Și sus, pe tavan, să iau OSB-ul gros, după ce fac tavanul, OSB-ul de la cel mai gros, și sus să fac niște pământ cu pământ galben cu paie, știi? Fără nisip, pământ, sau galben, pământ galben cu nisip cu paie, să pun cât un pumn de pământ. Deci îi rămân înăuntru, păi nu iarde soarele, n-are cum să iarde. Soarele pe ăsta. A, îi îmbraci, adică le faci așa, un, și lor un fel plachez. De... îi plachezi. Îi plachezi înăuntru, pe urmă, cu cât, un, cât o bucată de OSB, uite așa. Dar n-ai mai făcut până cu sistemul ăsta, să îmbraci saci în OSB. Hai, te-i cu o hărtă cerului, nu... Vrem că la mijă aici, că e mai jos terenul, știi? Stai așa. Cadă melci ăștia după eu. Păi, dracu. Ia fii atentă, bucata asta o trimitem acolo. Oh. Au, gata, a ajuns. Mamă, ce aterizare la... ca lumea. Și acum vine un coace. Cum se face toată lucrarea? E o lucrare esențială, esențial, e lucru bun al cuvântului. Înțe, dacă mâna e căruță, nu avea o să facă pisici. Deci, primul pas, iei pământul cu... trimiți înainte, așa, materialele și pe aia vii și tu. Online, așa se spune, online. Le trimit online, uite. Online, adică iau materialul de aici. Cum le trimiți online? Deci se iau... Înțelegi? Ăsta o să ducă mai greu. Online. Stai așa, că nu-i făcut nici ăsta. O facem cu ăsta, online. Ei, așa mai acolo, știi? Noi luăm materiale de aici, ca să mai cutim și noi picioarele, măi. Pisicile, dați-vă la o parte, că trimit online. Materiale pentru casă. Și uite, trimit materiale online. Au. Opa! Auzi, s-a adus în zona acolo online, da? S-a adus online. Și mă duc și eu online tot după el, dar eu mă duc pe jos, nu mă duc pe sus. Știi? Și ajungem aici, la punctul și punctul lovit. Ajungem aici la noi online. Așa, că n-am luat material. Asta nu poți să o trimiți online, asta trebuie să o duci tu, nu? Asta n-am făcut, n-ai cum. Că se varsă. Dar o ducem pe ăsta, o ducem așa. Pe asta, că pe ăla trimis online. Auzi, a ajuns înainte, mea, vezi? Materialul. Și aici este lucrarea. Hai, te-i cu o hărtă cerului, nu... Vrem că la mijă aici, că e mai jos terenul, știi? Vezi? E mai jos terenul. Vezi? Aici. Și pe un om sac. Una bucată în sac. Avem aici. Un sac, că tot poți să-i umple momentan. Până cumpăr alții noi, știi? O să mai cumpăr și noi. Că n-avem cum, mă. Frate, să-ți arăt eu cu zine. E o lucrare... Astea nu mai pot fi făcute online, astea trebuie să le faci tu, nu? Asta nu merge. Nu merge. Așa, ăsta merge online așa. Îl pun aici și aici îl încarc. Cu găleata, cu ăsta. După ce vin ăștia încărcați, așa, pun aici. Pun un rând ăsta și pun aici jos. Cum vii cu alt rând, dar vin invers cu ei. Vin cu unul așa și unul așa, pe lung, până aici. O, iar vin cu alții așa, e mult până plec. În momentul când am ajuns sus, aici, oricum o să mă urc o scară, că n-am cum să-i urc acolo în cărcat, trebuie să-i încarc acolo. În momentul când am ajuns aici să mă acoperesc, nu-i duc chiar să mă acoperesc. Pun până mă apropii de el. Pe urmă, vin cu un pătrat peste marginea sacilor ăștia. Păi, vin cu un pătrat așa, prelungesc ăsta și vin cu acoperiș. Încoace să ies în afara lor, ca să nu-i uite, să nu-i plouă. După ce am făcut treaba asta, trebuie să dai online, jos după placa mea, ca să ceară, cum vine lucrarea. E o lucrare deosebită. Păi suntem oartă, dar nu-i dă vreme să te apuci de staj, nu găsim alte soluții? Nu. Nu? Nu, nu, alte soluții nu mai există decât așa, uite. Și uite, acum vine ăsta, uite așa. Înțelegi? Ca să înțelegi tu cum vine lucrarea. Nu, nu prea înțeleg așa, și... A, nu înțeleg. Păi ce faci să înțelegi imediat. Deci pui saci până... Pui saci până sus. Așa, după care... După care, mai vin cu un rând de pătrat, aici, unul colo, unul colo, unul colo, vin cu stinghii, exact cum am făcut la pereții dinăuntru. Și vin cu OSB-uri noi, după ce le-a acoperit făcut, vin cu OSB-uri noi și plachez înăuntru. Deci ei rămân înăuntru, păi ei nu iarde soarele, n-are cum să iarde. Soarele pe ăsta. A, îi îmbraci, adică le faci așa un, și lor un ei fel plachez. De... îi plachezi. Îi plachezi înăuntru, pe urmă, cu cât, un, cât o bucată de OSB, uite așa. Dar n-ai mai făcut până cu sistemul ăsta, să îmbraci saci în OSB?
Sau n-ai mai făcut? Doar lăsai sacii? Nu, doar lăsam sacii, în bătaia... iar de soare, pe timp de da. Mână, nu pot să-i lua. Și fac așa. Și pe urmă, dacă vreau să nu îi ard de pe ăștia până OSB-ul în partea asta încoace, dar bine, că nu o să-i mai ardă în OSB-ul încoace. De ce nu o să-i ardă? De ce nu o să-i ardă pe ăștia? Pentru că eu de aici o să vin pe urmă, ăia că a făcut găurile aici, acum e găurile, trebuie să fac tot mai acolo. O să vin cu un hol pe aici. Știi, că am geamuri destule, cu un hol pe aici, pun rândul de geamuri de acolo până acolo, numai geamuri, iar până sub geam vin cu, sub geam vin cu rând de saci exact aici. Ca și pe aia la fel. O să-i pun afară să-i capitonez și pe aia. Păi ai capitonez cu bucățele mici de OSB. Pac, pac, acoare. Sau fac altceva, pun plasa de rapid și pe aia îi tencuiesc, că ea o să fie în afară. Da. Ei, îi tencuiesc. Și peste asta, până la urmă urmei, după ce pun treaba asta, ca să fie rezistent, pun, știi? Păi o să vin cu un rând de rigid. Că aici o să fie hol. O să vin cu un rând de rigid aici, știi? Mai pui și rigid peste asta, așa? Pui și rigid. Peste ea, sau o las așa. Sau o las așa, îi dau doar cu lac, ca să fie că e hol, știi, până la urmă. Da. Și pun rigid până untru. Ei, în momentul în care eu am venit așa, aici, în partea asta, cu treaba asta, cu toată lucrarea asta care am zis-o eu pot să mai vin, deci când vin aici, stăteam și mă gândeam, dar cred că e prea aproape. Pot să-i mai pun un rând de geamuri, să zic din alea veche, să mai pun un rând aici, știi? Să fie el mai adăpostit, dar dacă o să fie hol, nu mai nevoie. Că dacă îi dau lui ăsta, îi dau cu spumă, frumos, n-am treabă cu el, știi? Da. Și o să intri acolo aici. Și asta o să capitoneze treaba asta, o să țină și mai cald iarna. Da. Că se îngroașă peretele. Dar aici mă, ce perete gros să face? Păi câtă izolație să iei tu ca să îngroși peretele așa? N-ai cum. N-ai cum. Dar ăștia e singura izolație. Și ce este bun, care este lucru bun aici? Că nu... Îți mai trebuie să mai cumperi. Nu mai cumperi scârțitoare groasă, nu mai cumperi vată. Am scăpat de băga vată până pereți pe interior. Nu mai bag vată. Pentru că rămâne gol înăuntru, că sunt sacii care vin, sacii care dublează. Da. Că n-am cum să bag sac și pe aici, să pun un rând și înăuntru pe acolo, să bag, că n-am prea, o fac prea, nu merge. Nu merge să o triplez. Dar pot să fac așa. Pot să fac așa în felul ăsta. O fac cu sacii până sus. Și mi-a mai zis și băiatul ăsta de la americanul și mi-a zis și Nea Marian de la Tâmboiești. Deci fii atent că dacă faci treaba asta așa, cu sace și nu te mai îngroși cu peretele, că toate zile 2-3 metri, nu te mai plictisești mult, că așa ai sași mult de băgat. Așa da. Nu mai ai sași mult de băgat. Pui un rând așa, ai pus doi așa, ai mai pus un rând așa, ai mai pus doi așa, așa, ai destul de stabilitate. Eu de-aia am pus cărămizirea asta, că e mai jos aici și să nu se lasă așa ca să fugă saci, să alunce. Normal aia pe YouTube, că am căutat și eu, ca să nu saci de pământ pe YouTube și am găsit. Sunt care fac. De-aia care fac, cumpără și sârmă ghimpată, cumpără zeci de metri de sârmă ghimpată, cu sururile. Și pune un rând de sârmă ghimpată pe aici, un rând de sârmă pe aici, mă vine cu saci peste ei. De ce face treaba asta? Ca să nu fugă saci după sârma aia. Ah, să fie stabil așa, da, da. Eu da. Pe aici și nu fug. Da. Da, trebuie să dai, mai dai bași pe sârmă, merge și așa. Merge vorba românului, și așa merge. Merge pentru că eu... Totdeauna, ca o să-i ridic moralul, să-i ridic de jos de aici, niciodată nu-i las să se încline aici, nu-i las să se încline, îi ridic moralul, înțelegi? Tu ridici moralul și la saci de nisip, sau de pământ, nu de nisip. Le ridic moralul sus, adică tot timpul ca o să fie sus. Acum aici, dacă mi se prea mic, e prea jos, bag o cărămidă de acolo, un acolo și am pus sacul. Și sacul, în loc să se aplece încolo, se apleacă încoace și o să vină așa. Și după aia îl îndrept sus, știi? Da, mai ales că el are și moralul ridicat. Și ăsta vine, și atât de gros să fie ăsta, peretele ăsta așa. Da, e subțire încă. Nu, dacă îi pui așa până aici. Da, da, uite așa. Uite așa va veni. Și da, dar îți dai seama atunci ce călduros ai în casă. Vă rog, Nea Marian, ce poți să stai și fără sobă la iarnă. Hai. Îți dai seama ce căldură bagă ce pământul ăsta. Și sus, pe tavan, să iau OSB-ul gros, după ce fac tavanul. O să văd la cel mai gros și o să fac niște pământ cu pământ galben cu paie, știi? Fără nisip, pământ sau galben, pământ galben cu nisip cu paie, să pun cât un pumn de pământ la rând, știi? Cam de 50 cm să fie pământul ăsta, de pământ peste OSB, dar peste OSB
înainte de a pune pământul, pun folie întâi, să nu pătrăjească OSB-ul. Și dacă capitonez tot pământul, cum zicem noi, roată de margine până margine, frumos și tot pe centru, nu mai... N-are cum să-ți mai întreție frigul atunci. Păi să pui pământ pe tavan? Pământ pe tavan, cum să pune odată? Nu știu că așa se făceau casele. Pun și îl nivelez. Îl nivelez și las niște pătrați mai groși, las niște pătrați mai groși, las niște pătrați. Și deasupra peste el mai bate un rând de pătrați colo, colo, colo. Până acolo mai bate un rând de OSB-ul. După ce pun pământul ăla, se închide. Și atunci nu mai e treabă cu frigul. Aici folia asta te ajută la ceva? A intrat ceva frig, no, ploaie, nimic, nu? Domnule, cât a plouat, să știi că am astupat bine găurile aia, niciun fel de ploaie. Nu, n-a dat nimic? Nimic n-a dat. E tot uscat, deci am pus-o bine. Dă notă că am pus-o bine, notificăm, dăm notificare că am pus tabla excelent, extraordinar de bine. Deci nu există meseriaș mai bun. Nu vrei tu să iei lucrări și în alte părți, dar aia nu e, dacă nu vrei, nu vrei. Nu, da? Eu mă bag la mine aici. Și nici... La mine aici, la vreo, dacă stric materiale, stric palimele. Și vântul a mai scăzut în timp aici cu... cu treaba mea. Nu, zic acolo, cu folia. Nu. Nu, e bine, nu? Nu, e perfect. E folie, dacă vrei să iei șocam, să socată. Tu nu faci șocată de asta, nu? Nu, eu am șocată de Ciucaș. Așa îi spune, Ciucaș Brașov. E un nou... E un nou tip de socată. Bine, beau și suc fără acid, ca să știi. Beau și cola, ca să știi. Am înțeles. Dar nici o bere nu e rea. Că nu-i păcat să bei o bere. Să te oprești la o bere. Bine, acum o să-i spui, păi da, o bere, dar tu voi că nu bei numai una. Nu? Păi da, dar tot o bere se numește, că nu pot să beau din două odată. Tot una beau. Tot una bei, nu da. Nu beau șapte. Dar efectul e problema. Efectul e de randament sporit. Deci uite, dacă mai au o bere acum, vorbeam acum, dar nu mă mai opream până mâine dimineață.